foarte urât. Nu vă zise că trebuie să așteptăm până la sfârșit. Nu vă hotărâți, stați așa între două ape. Mai avem încă o rundă de speech-uri la fel de interesante și mi se pare frumos, frumosă tensiunea asta care s-a creat. Aș vrea să vă rog pentru mine, pentru sufletele meu, ca să mă hotărăsc și eu ce folosesc, alea sau de alelalte. Poate niște exemple, la ce se adaptează mai bine, care ar fi tone of voice, different. Mi-ar plăcea un fel de case study de la ceva. Mulțumesc pentru exemplu de la sfârșit, am înțeles foarte bine. Când mi se ilustrează, mai tâmpit, când mi se ilustrează cu un exemplu, înțeleg mai bine. Așa, deci gândiți-vă că vorbiți pentru mine, care sunt client din procurement, da? Mulțumesc frumos și acum am zis că începeți voi, parcă, nu? Că inversăm? Sau vreți și tot voi? Așa am zis că inversăm. Tot voi, ce să facem? Nu o să se pierdă și eu. Totul, în aplauzele voastre, Giulia! Bun!